Fostul șef al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, Viorel Caragea, a anunțat ieri oficial că va candida pentru funcția de primar al municipiului Târgu Jiu la alegerile parțiale de pe 11 iunie. Dar am intenția să candidez. Independent, da? M-am apucat să strâng semnături. Îi invit pe toți contracandidații care vor să se înțeleagă Târgu Jiu să coboare în stradă să și le adune singuri. Eu să vin cu niște soluții și propuneri pe care se realizează fiecare. Acesta nu este singurul fost angajat al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj care candidează la alegerile din 11 iunie. Fostul șef al Serviciului Criminalistic din cadrul instituției, Ionuț Crăc, care este în prezent consilier local din partea PNL, a anunțat că va intra în cursa pentru Drăguțești. Inginer de meserie, acesta a vorbit și despre candidatura fostului său șef, Viorel Caragea. Îl vedeți potrivit pentru acest post? Doamnă, știți cum este? Fiecare om este potrivit pentru locul pe care îl consideră. Mă gândesc că poate să facă lucruri bune pentru municipiul Târgu Jiu. Postul șef al IPJ Gorj și director al Centrului Chinologic Sibiu, Viorel Caragea, a ieșit la pensie în această lună pe 5 mai.